Virus, Oana Roman și familia ei s-au autoizolat la domiciliu pentru a se proteja de virusul care știm deja face ravagii în toată lumea. Cu ce își ocupă timpul și dacă își face griji în privința banilor, având în vedere că multe evenimente s-au anulat, aflăm chiar acum de la ea. Oana, bună ziua! Bună, ce faceți? Facem bine, discutam exact că pare să stea sub semnul zilei să fie cel al gândurilor care se îndreaptă în zona financiară. Foarte mulți artiști s-au anulat concertele, foarte mulți artiști își fac probleme în ceea ce privește această perioadă. Ce se va întâmla după ce trece? Dar nu știu, vorbeați mai devreme de cineva care zicea că de Mihai. Mihai Trestariu. Ah, e bine. Da, da, are și un credit de 20.000 de lei de plătit la bancă. 20.000 de lei. Nu e așa mult. La tine cum e, Oana? Cum e cu evenimentele, cu organizarea de evenimente? Că știi că nu se mai organizează nimic. Nu se mai face absolut nimic. Din păcate, eu aveam 2-3 clienți importanți, pentru că nu mi-au niciodată foarte mult deodată ca să pot să fac față pentru fiecare în parte. Și în acest moment toți clienții mei au închis. Pentru că erau din zona de fashion, din zona de beauty și practic nu mai au niciun fel de activitate. Și care e planul vostru? Că, mă rog, făceam evenimente, erau multe alte lucruri pe care eu le fac. Sunt multe alte lucruri pe care eu le fac în zona de promovare, de filmări, de endorsement-uri cu persoane, ședințe foto, în fine, o groază de lucruri pe care, din păcate, în acest moment eu nu le mai pot face. Unul din clienții mei mi-a spus că chiar dacă a închis, mă va plăti cel puțin luna asta, ceilalți nu. Nici măcar n-au deschis subiectul. Dacă, adică pur și simplu au închis și la revedere. Și atunci situația este una foarte complicată. Marius, eu nu îl mai las să se ducă la muncă, pentru că el face, după cum multă lume știe, Uber. Și oricum traficul a scăzut foarte mult și nu știi ce, cum intră prin mașină. O vedeți pe Iza acolo, o salutăm. Da. Nu ieșiți din casă, nu? Suntem în situația în care nu avem venituri de niciun fel. Ca mine, cred că sunt sute de mii de oameni în acest asta moment. Asta am adică spus, exact. Nu sunt singura în această situație. Noi backup prea mare nu avem, pentru că noi tocmai ne-am mutat în toamnă și cam tot ce am avut s-a dus, pentru că a trebuit să terminăm această casă. Și situația nu este deloc una roz, pentru că ce mai am, nu știu cât va mai dura. Pot să-i, da. Citeam o declarație, Oana, o declarație a ta că vă veți baza pe pensia doamnei Mioara Roman. Păi, deocamdată singurul venit sigur din casă, asta e. Da. Asta e realitatea. Sunt mulți oameni foarte deranjați la minte, cu capul, care mi-au spus să nu-ți e rușine în ce hal ai ajuns să stai la pensia mamei tale. Nu e că e totul bine și totul e roz și toată lumea muncește și eu stau pe pensia lui mama. Dar n-au venit oamenii ăștia și cu niște soluții? Da, exact. Nu e ca și cum putem face ceva. Nu e ca și cum nu vreau să mă duc la muncă, exact. E ca și cum nu am ce să muncesc. Cam asta e problema. Eu nu sunt nici influencer să trăiesc din contracte pe Instagram, pentru că am văzut că, din păcate, foarte mulți din această zonă continuă să-și fac toate contractele ca și cum totul e minunat. Bravo lor că pot să fac asta. În timp ce în restul lumii toți influencerii și-au stopat contractele și fac numai lucruri care să ajute. În Italia, de exemplu, Chiara Ferrani a strâns vreo 5 milioane de euro. Da, am văzut, da. În America la fel. La noi se vând în continuare cremuțe, gentuțe, pantofiori și alte lucruri, mă rog, bravo lor. Bine, crezi că zona asta nu va fi afectată la un moment dat și nu o spun cu vreo fericire, Doamne ferește, să nu fiu înțeleasă greșit și sunt sigură că nici intenția ta nu e asta. Să le meargă contractele în continuare, dar eu cred că pe lângă asta ar putea să facă și lucruri care să responsabilizeze, care să încurajeze lumea și așa mai departe. Andreea Marin, de exemplu, am văzut că urmăresc cu atenție că face o mega campanie în zona asta.
contul de Instagram cel mai urmărit, cred, în primele trei al Andrei, uite, Andra a donat. Uh-huh. Adică cred că pe lângă contractelele pe care le avem și din care încasăm bani, putem să facem pe lângă și lucruri. Eu, de exemplu, chiar dacă în perioada asta nu încasez nimic, și încerc să mă economisez cât de mult pot, pentru că eu am totuși de plătit ca toată lumea gaze, curent, cablu, telefon și așa mai departe. M-am gândit că sunt foarte mulți oameni care la rândul lor nu mai au nimic, care poate și-au pus toată agonisala lor dintr-o viață într-un mic business sau s-au împrumutat de la bancă și m-am oferit în mod absolut voluntar și pro bono să ajut pe cei care în această perioadă au nevoie de promovări, de ceva consiliere în comunicare. Și am reușit să creez așa un val foarte pozitiv în zona asta, în care am primit sute de mesaje, unele absolut sfâșietoare, de la oameni care efectiv se gândesc că mâine nu mai au bani să-și ia pâine, la propriu, da? Și care au angajați plătit, pe care nu vor să-i lase acasă da. Fără plată. Și am încercat și încerc să-i ajut cu ce pot. Sunt oameni care, nu știu, livrează mâncare sau fac mici deserturi sau fac tot felul de lucruri pentru copii în această perioadă și care fac lucruri folositoare pentru cei care stau acasă. Da, e foarte important să susținem pe cât putem în această perioadă afacerile românești, micii antreprenori. Eu asta fac, încerc să-i susțin pe toți așa cum pot, cu cât pot eu în această perioadă. Deși și mie mi este foarte greu, dar mă gândesc că poate unora le e mai greu ca mine. Eu nu știu peste 3 săptămâni din ce bani o să mai trăim. Realmente nu știu. Dar, Doamne ajută, am prieteni care poate o să mă ajute, pentru că acum, în perioada asta, trebuie să ne ajutăm și eu am să le întorc ajutorul cu muncă după aceea când o să pot face lucruri și așa mai departe. Asta trebuie să înțelegem, Oana, că trebuie să ne ajutăm în această perioadă. Mulțumim tare mult că ai intrat clar, în direct cu noi. Da, trebuie să ne ajutăm. Noi să știi că stăm în grădină, astăzi am plantat ceapă roșii. A, bun! Vă aștept la noi în seară dacă vreți să veniți să vedeți cum muncim noi la curte. Păi trebuie să facem, nu, îți propun dacă putem, nu știu dacă tehnic, putem să facem o transmisie în direct din grădina voastră. Nu știu dacă... Da, eu am postat pe Instagram să te l-am postat pe Marius, care începuse să sape. Astăzi eu am vopsit ceva la terasă. În fine, încercăm să ne ocupăm timpul productiv. Mulțumim, Oana!